Frați și surori, prin îndurarea bunului nostru Dumnezeu, iată că în această dimineață de vineri suntem în casa Domnului la o frumoasă părtășie și pentru aceste momente înălțătoare, petrecute în rugăciune, în cântare de laudă, în cuvântul care a fost vestit până în momentul acesta, merită să spunem din toată inima lăudați să fie Domnul. În ce mă privește, mă bucur pentru că am ajuns din nou la Năd, la mijlocul dumneavoastră și pe toți care sunteți la părtășie, doresc din toată inima Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cântarea aceasta pe care tinerile au închinat-o spre slava Domnului scotea în evidență faptul că crucea Domnului Isus Hristos, jertfa lui măreață de la cruce, pentru noi înseamnă totul. Înseamnă viață, înseamnă pace. De fapt spunea Domnul Iisus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. O altă cântare spunea, Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim, căci prin jertfirea ta pe cruce, noi voioși trăim. Lăudat să fie Dumnezeu! Sigur, nu avem cum să nu ne ducem cu mintea la cruce la ziua aceea de vineri, când în urmă cu 2000 de ani, Domnul Isus Hristos a stat pe cruce de la ceasul al treilea și până la ceasul al noulea, șase ore, respectiv de la nouă dimineața până la trei după amiază. Pentru că la evrei ceasul întâi al zilei este șase dimineață. Ceasul al treilea înseamnă nouă dimineața și Domnul a stat acolo pe cruce și prin cruce, prin jertfa lui pe cruce, ne-a dus nouă mântuirea în dar. Glorificat să fie Dumnezeu. Sigur, se poate vorbi despre patimele, despre suferințele Domnului Isus, despre jertfa lui Măreață fără încetare, pentru că este un subiect vast, este un subiect inepuizabil, însă Domnul m-a îndemnat, m-a mișcat, m-a călăuzit ca să vorbesc în dimineața aceasta despre minunile nevăzute de la cruce. Pentru că vreau să vă spun, în ziua răstignirii Domnului Iisus au fost două categorii de minuni, minuni două feluri de minuni. Prima categorie au fost minunile văzute, care s-au văzut cu ochiul liber. Și n-au fost puține și n-au fost mici. Au, fi, au, fost minuni mari și au fost multe, numeroase. Una dintre minunile văzute în ziua răstignirii Domnului Isus a fost mântuirea tâlharului. Frații citeau aici din Luca, din capitolul 23, Așa e că a fost o mare minune? Mare minune, un tâlhar? Pentru că omul acela nu era familiarizat cu scriptura, cu cuvântul. Omul acela a fost un om care a trăit o viață depravată, o viață păcătoasă. O viață cum nu i-aș dori nimănui. Și în ultimele momente, în ultimele clipe ale vieții lui, el și-a mântuit Sufletul. Mare minune! Ce mai mare minune să știți, noi ne gândim așa că când vorbim de minuni, ne gândim la minunea asta a vindecării. Nu avem o grămadă de bolnavi, ați văzut surori cu picior, piciorul cangrenat, cu răni la picior care nu se închid și alții bolnavi de cancer, alții paralizați. Și ne gândim noi așa că dacă Domnul vindecă pe cineva de cancer, de paralizie, de, nu știu, de inimă, e minune, e mare minune. Dar într-o bună zi, iară se îmbolnăvește și va muri. Pentru că cea mai mare realitate a vieții e moartea. Lazar a fost înviat și a murit din nou. Cea mai mare minune este atunci când un om este mântuit. Când un suflet se întoarce, se întoarce la Domnul și va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Mai mare minune ca asta nu există. Ei, o asemenea minune s-a produs. Imaginați-vă că tâlharul ăsta pur și simplu a fost folosit de Dumnezeu, dacă vreți, nu numai că s-a întors la Dumnezeu, dar tâlharul ăsta a făcut trei mari prorocii acolo pe cruce. Vă imaginați că Dumnezeu l-a făcut proroc? Prin el a vorbit celor prezenți și a vorbit tuturor generațiilor cât va ține pământul ăsta, cât va ține lumea Trei prorocii. Prima prorocie a fost aceasta. Iisus Hristos este împărat al împăraților și domn al domnilor. Știți ce scria deasupra crucii? În trei limbi. În ebraică, în greacă și în latină. Iisus Hristos, împăratul iudeilor. Cine a crezut în cenise. se vestise, spune Isaia în capitolul 53, o crezut cineva, sutașul roman, Marcu, capitolul 15, versetul 39, a exclamat, cu adevărat, omul acesta a fost fiul lui, dar o crezut târziu. El o crezut când a văzut semnele astea, minunile astea. Dar tălhar o crezut înainte ca să se întâmple aceste întuneri cu și ce mai fost, cu tremură de pământ, el o crezut înainte. Și-a spus așa, eu cred, nu numai că ești împăratul iudeilor, tu ești împărat al împăraților, tu ești domn al Domnului domnilor. Slăvi să fie domnul. Domnului. Împăratule, o crezut tâlharul ăsta înainte ca să vină semnele acelea, înainte ca să vină sfârșitul. Da, Dumnezeu a vorbit prin el, prin tâlharul ăsta, tuturor s-a folosit de el și a dus mesajul acesta celor prezenți atunci și toate, la toate generațiile cât va ține lumea asta. Iisus Hristos este împărat al împăraților, nu numai al iudeilor. A doua prorocie, Iisus Hristos n-are păcat, e nevinovat. Da? El a spus lucrul ăsta. La un moment dat, dacă vă uitați celălalt tovarăș al lui de rele, celălalt îl har, Că noi spunem că ăsta bun a fost la dreapta. Nu-i scris în Biblie. A să le scoatem noi așa din, din mintea noastră. Dar nu e scris. Dacă nu e scris, poți să fii și la stânga. Avem noi ce avem cu dreapta și cu stânga. Dar spune Biblia unul din cei doi tălhari. Că îl punem, îl punem noi acolo, asta e problema noastră. Dar poate să fie la fel de bine la de la stânga. Cert este că unul dintre ei, celălalt, continua ca să bat jocorească, să bat jocorească, și ăsta îl oprește și îl spune, tași din gură, dacă noi suntem aici pe cruce, noi suntem pe drept, pe merit, pentru că am trăit o viață păcătoasă, noi am comis tâlhării, noi am făcut numai rău, dar El, Cel care este între noi, este fără păcat. El este nevinovat. Lăudat să fie numele Lui. El n-are nicio... Păi de unde știa tâlharul ăsta? Că nu a stat, nu a trăit lângă Isus. Dumnezeu i-a dat revelația asta, o vorbit, s-a folosit de gura lui și a transmis mesajul ăsta, nu? Cum s-a întâmplat, cum eu, vorbit Dumnezeu un vis și neveste lui Pilat. Vă amintiți? i au trimis vorbă și au zis să nu te atingi de acest iudeu de Iisus. Pentru că eu l-am visat azi noapte în vis. Ăsta e neprihănit, ăsta e nevinovat, e curat, e sfânt. Nu te atinge de el, ca nu cumva să vină vreo nenorocire peste noi. Și -o spune Biblia de atunci, a pilat și mai tare căutea, căuta să-i dea să le libereze. Și a treia prorocie, a treia prorocie pe care a făcut-o Tâlharul ăsta pe cruce, Dumnezeu l-a folosit pe post de proroc. El a prorocit că există Rai. Vă dați seama? A spus, împăratule... Învățătorule, Doamne Iisuse, când vei veni în împărăția ta, pomenește-mă și pe mine, adu-ți aminte și de mine. Păi ce ăsta au văzut împărăția? Tu s-o vadă, har. har. Ei, dar Dumnezeu l-a folosit și Dumnezeu i-a vorbit lucrul ăsta, a prorocit prin el și a spus că există rai, există împărăție și în contextul acela, Domnul Iisus vine și spune că traducerea e alta, nu e asta. Deci traducerea asta, că Domnul a spus adevărat, îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Domnul Iisus nu a plecat în rai atunci. O plecat în altă parte, o plecat în locuința morților. Dar traducerea asta adevărat, îți spun azi că vei fi cu mine în rai. Atunci, în momentul acela când va veni finalul, când va veni sfârșitul, când Hristos va veni pe nord de slavă, când morții vor învia, spune Pavel, nu vreau să fiți în necunoștință de cei care au adormit în Domnul. Că prima dată, când va veni pe norii cerului, nu cei ce vor fi în viață îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh, ci cei care au adormit în el, vor fi primii care se vor ridica, vor fi transformați, și apoi cei care vor fi în viață, generația care va prinde răpirea, după cei care au adormit în Domnul se vor ridica și ei, prioritate vor avea cei ce au adormit în Domnul Isus și împreună cu toții vom întâmpina pe Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul! Iată o primă minune mare, o altă minune mare s-a făcut în tuneric. Zice, peste toată țara, de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, trei ore din tuneric, în plină zi, ceasul al șaselei, 12 amiază la noi. Da? Când e lumina cea mai grozavă. Și nu a fost eclipsă de soare. S-a făcut întuneric. Asta a făcut-o Dumnezeu din cer. De fapt, El a vrut să transmită și un mesaj evreilor și lumii întregi. V-am trimis pe Fiul meu, v-am trimis lumina. Pentru că adevărata lumina lumii este Isus Hristos. El a spus, eu sunt lumina lumii. Numai că odată venită lumina în lume, spuneam Mântuitorul, oamenii ce au făcut? Au iubit mai mult întuneric. Adică ce vreau să spună Dumnezeu? Întuneric ați vrut? Întuneric, bez -aveți. Că fără de Isus Hristos lumea asta trăiește în întuneric. Oamenii, spunea Domnul Iisus, nu vin la lumină ca să nu li se vădească faptele. Le place întunericul. Ei, o mare minune a fost întunericul. O altă minune văzută cu ochii liberi. S-a rupt perdeaua din templu, dinăuntru. Perdeaua de sus până jos. Fără să tragă nimeni de ea. Vă dați seama ce șocați au fost preoții. Când au văzut uh, lucrarea asta, fără să tragă nimeni de ea, să rupe perdeaua aceea. Efectiv, să rupe de sus în, în jos, așa, să rupe în două. Minune mare văzută. Nu s-a mai întâmplat niciodată lucrul ăsta. Păi o altă minune, uh, un cutremur puternic de pământ, care s-a făcut, s-au scuturat uh, plăcele tectonice și s-a produs un cutremur puternic. Și spune Scriptura, că s-au deschis mormintele unor sfinți. Și sfinții au înviat. Sfinții morți de ani, de zile. Au înviat oamenii aceia, ceea ce nu s-a mai întâmplat. O minune că nu unul, sfinți, la plural, poate au fost zeci, sute, nu știu, la mulți. N-a fost unul, doi. Mormintele sfinților, minuni mari, pe care le-au văzut cu ochii lor. Asta e prima categorie, minuni văzute. Și mai au fost și altele, nu le mai amintesc. Dar mai a fost a doua categorie, minuni mari care nu s-au văzut. Sunt nevăzute, dar noi beneficiem de ele. Și pentru asta ar trebui ca să spunem, glorifica să fie Domnul. Prima minune nevăzută de la cruce, pentru că am fost chemați la cruce, pe care vreau să o amintesc în dimineața asta, Domnul Iisus Hristos, prin jertfa de la cruce, a nimicit puterea diavolului și a morții. Și pentru asta spunem glorie Domnului. Nu s-au văzut minunea asta, dar e mai mare decât cei care s-au văzut, decât mântuirea tălharului, decât cu tremurul, decât care o care s-o rup decât cele pe care le-am amintit eu cu înviat unii sfinți de atunci. Despre asta citim în Evrei, în capitolul 2 cu versetul 14. Spune așa Scriptura aici. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El, adică Domnul Isus, Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. De asta. Trebuie să fim plini de bucurie. În dimineața asta. Pentru că cei doi mari vrăjmași, diavolul și moartea, au fost biruiți la cruce. Au fost biruiți de Isus Hristos. Și noi spunem în dimineața asta: glorie Domnului. Trăiască Domnul în vecii vecelor. Au fost biruiți. Avem îndrăzneală. Și în numele Domnului Isus Hristos noi putem să ieșim mai mult decât biruitori. Spunea Domnul Isus la ucenicii lui, îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. El a biruit totul. El a biruit pe satan, pentru că bine se amintea aici, a fost o confruntare teribilă. Satan a vrut ca să elimine pe Domnul Isus de la naștere, vă amintiți? când Irod a omorât toți pruncii de la doi ani în jos. Pentru că atunci când magii au venit din răsărit, probabil de undeva din Imperiul Persan, ei s-au dus la Irod, nu pentru că i-a condus steaua, că steaua avea drumul ei. Steaua s-a dus și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul, adică în Betleem s-au dus bazați pe logica umană, pentru că au zis ei așa, dacă e vorba de împăratul de curând născut al iudeilor, trebuie să-l găsim în casa împăratului. Și-au plecat la Irod și au pus întrebarea asta, în Matei, capitolul 2, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Și când aude Irod întrebarea asta, s-a tulburat. Și împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul. Și -o a explicat, ei, au venit preoții, unde trebuia să se nască? Au luat cartea vechi testamentală, cartea profetului Mica, capitolul 5, cu versetul 2, și acolo au aflat că în Betleem. Și au zis, bun, duceți-vă și vă închinați, căutați-l, găsiți-l, și când îl veți găsi, să vă întoarceți pe la mine, să-mi dați și mie de știre, să mă duc și eu să mă închin lui. Dar Dumnezeu le-a vorbit în vis și a spus, nu vă mai întoarceți pe la Irod. Și se încheie versetul 12 din Matei, capitolul 2, s-au întors în țara lor pe un alt drum. Când o înțeles Irod că a fost înșelat, când nu au mai venit magii, dă porunca aceea și toți pruncii de la 2 ani în jos sunt omorâți, toți, toți băieții, evident, și a fost o jale de nedescris, o jale extraordinară, pentru că el, în felul ăsta, dorea să fie sigur că îl elimină pe acest împărat, adică pe Domnul Isus Hristos. Ei, de la naștere și până la moarte, diavolul asta a căutat să-l biruiască. Se amintea aici despre ispitirea Domnului Isus. După ziua aceea memorabilă. De la Iordan, când el s-a botezat, Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip de porumbel și din ceruri s-a auzit vocea lui Dumnezeu Tatăl care a confirmat și a spus acesta este Fiul meu cel preiubit în care îmi găsesc plăcerea de El s-a ascultați. A fost luat și dus de Duhul în pustie unde a postit 40 de zile și 40 de nopți și apoi a venit diavolul și la ispitit. În primul rând, i-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, îl pune la îndoială identitatea lui, divinitatea lui și spune, dacă ești, fă, demonstrează, poruncește acestor petre să se facă pâini. Pentru că având și o natură umană, fiind și om în același timp, om și Dumnezeu, știa că e foame. Apoi l-a dus pe streașă, templului, l-a provocat să se arunce jos, pentru că a venit cu cuvântul din Psalmul 91, el va porunci îngerilor săi să te prindă pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Și apoi, pe un munte înalt, a arătat lumea și a spus, închidă-te mie și toate ți le dau ție. Și de fiecare dată Domnul Iisus Hristos i-a răspuns cu cuvântul. Pentru că cea mai puternică armă pe care o avem la dispoziție ca să-l biruim pe Satan este cuvântul lui Dumnezeu. Este scris, i-a spus Domnul. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău și este scris numai lui să-i te închini și lui să-i slujești. Dar e interesant, Citim acolo în acel pasaj biblic că diavolul a plecat, dar l-a lăsat până la o vreme, nu de tot. O continua să-l ispitească, știți că l-a ispitit prin farisei care doreau să-l prindă cu vorba. Era suficient. O veni farisei la un moment dat cu temele bine făcute da? la el și îl ispitau în toate formele. O veni trimișilor, Trimiși de farisei, la un moment dat și-au zis, se cuvine ca să plătim noi bir la cezar? Și-au zis ei, băi, să facem cumva, să-i punem o întrebare ca să dea, să aibă două variante de răspuns și orice răspuns ar da să greșească. Dacă spune, se cuvine, a, înseamnă că tu nu ești fratele nostru, tu ții cu romanii. Ești de acord că ei pun jugul ăsta greu pe umerii noștri. Dacă spune nu, atunci mergem și spune că ăsta instigă masele la revoltă, nu se supune. Orice răspuns ar da să fie în avantajul nostru. Și ne au întrebat ei, se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Domnul a spus fățarnicilor. De ce? Le-au cunoscut cu planul. Ale cui slove și bani sunt imprimate acolo pe, pe, pe banul acela? Ale Cezarului. Das Cezarului ce a lui și das lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. L-a prin, prin Petru pe Domnul Isus Diavolul. Le-a vorbit la ucenici despre planul care urmează să fie înfăptuit. Va trebui să fie prins, să fie judecat, să fie condamnat la moarte și să moară. Și a spus Petru să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Știți cum îi spune Domnul Iisus? Nu îi spune înapoi a mea Petre. Zice în a mea Satanul. Satanu. Pentru că a văzut acolo planul pe care diavolul are. Dacă vă uitați acolo pe, când a fost răstignit pe cruce, a fost o adevărată stăruință. Toți au strigat la unison, toate categoriile, și cei prezenți, și cei ce treceau, și trecătorii, și tâlhare până la un moment dat au zis, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Întrebarea este, s-ar fi putut Domnul Iisus da jos de pe cruce? Da. O cântare spune, cuile nu te-au ținut pe cruce. Puteai atât de lesne să cobori, dar dragostea ta pentru omenire, te-a pironit gândindu-te la noi. Își va vedea o sămânță de urmaș care îi va purta numele, glorificat să fie Dumnezeu. Ei, când Domnul Iisus strigă ultimele cuvinte rosite pe cruce, știți care au fost? Sa isprăvitat în mâinile tale, îmi încredințez Duhul. Nu să strigăte de înfrânt, ci să strigăte de biruitor. Pentru că Hristos n-a fost biruit, Hristos a biruit totul. El a împlinit voia Tatălui, a împlinit planul lui Dumnezeu, lăuda să fie Domnul. A plecat din lumea asta ca un mare biruitor. El, da, a biruit pe diavolu. cu alte cuvinte, te-am înfrânt, diavole. Asta însemnat, a însemnat, s-a isprăvit. Te-am biruit, satana. Și apoi a treia zi, el a biruit moartea și a înviat slavă lui. <laughs> Pentru că el a murit, nu că a fost păcat, Moartea este plata păcatelor, nu? El a murit pentru că a purtat asupra lui, a luat asupra lui ce? Păcatele noastre. de moartea a moartea n-a putut să-l țină. Și Domnul Iisus Hristos a înviat și cum spunea lui Ioan în Apocalipsa, în capitolul 1 am fost mort, dar am înviat și sunt viu în vecii vecilor. Și țin în mâinile mele cheile locuinței morților, să spunem cu toată adunarea glorie Lui. Binecuvântat să fie Hristosul care a înviat din morți, Cel care a biruit și pe diavol și pe moarte. Slavă Lui! Pavel spunea corintenilor, Moarte, unde este boldul? Moarte, unde ți este biruința? nu i la ea. Biruința e la Hristos. Hristos e biruitorul. Da? De-aia vine Pavel și spune în Filipeni, din capitolul 1, zice acolo, pentru mine a trăi e Hristos și pentru mine a muri, ce e? Un câștig. Pentru că moartea nu mai are puterea asupra noastră. Chiar dacă murim, că trebuie să murim, dar nu are o moartea ultimul cuvânt. De fapt, moartea, ce face moartea când vine moartea? Moartea e o ușă de acces către împărăția Domnului. Adică asta au văzut Ștefan, era în fața morții. Aruncau cu pietre, da? Peste el, cu ură, doreau să reducă la tăcere și Ștefan nu se uita la pietre, de unde vine piatra cea mai mare, ca să o evite, pentru că știa că moare. El s-a uitat la cer și știți ce a spus? Văd cerurile deschise fapte 7 cu 55, dar Ștefan plin de duh Sfânt. Și a pironit ochii spre cer și a spus, a văzut slavă lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare la la dreapta lui Dumnezeu. Nu l-a speriat moartea. Vedeți dumneavoastră o grămadă de, de, de oameni care atunci când știu că vine moartea se terminați. Auzeam de un om cu foarte mulți bani care atunci când medicii au spus, domnule, nu mai e de trei decât o lună de zile, s-a închis în el, n-a mai vorbit cu nimeni. Pentru că n-au nicio nădejde. Pentru că oamenii ăștia sunt terminați, îi paralizează frica. Frica de moarte. N-au nicio nădejde pentru ei să termină totul atunci și acolo. Dar câtă nădejde avem noi, pentru că știm că moartea nu are nicio putere asupra noastră. Pentru că noi îl avem pe Domnul vieții. Lăuda să fie Domnul și Duhul care l-a înviat pe El, pe Hristos, într-o bună zi, ne va învia și pe noi. Striga Iov în capitolul 19, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Glorie Lui! Mărire Domnului în veci! Și va veni o zi, la final, la sfârșit, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Doamne ajută-ne! Și Doamne, binecuvintează-ne. Să nu uitați, asta e prima mare minune nevăzută de la cruce. Domnul Iisus, prin moartea Lui, a biruit cei doi mari vrăjmași, pe diavolul și pe moarte. Dincolo de minunile văzute, asta e cea mai mare minune. De asta avem nădejde. De asta suntem plini de bucurie. Pentru că Dumnezeul nostru este mare. Nimeni nu-i ca El. El are toată puterea în cer și pe pământ. Slavă lui în veci. În al doilea rând, o a doua mare minune nevăzută de la cruce, prin moartea lui Domnul Isus pe cruce a șters zapisul care era împotriva noastră. Cu alte cuvinte, toată acuzația care era împotriva noastră, despre asta citim în Coloseni, în capitolul 2, cu versetul 14 și Vreau să citesc de aici. Coloseni, capitolul 2, versetul 14, dar eu o să citesc puțin mai sus, de la versetul 10. Voi aveți totul de plin în el, adică în Domnul Isus, care este capul oricărei domnii și stăpânirii. În el ați fost tăiați împrejur nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și în viață în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi, rețineți, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejură. Dumnezeu v-a adus la viață, împreună cu El, după ce i-a iertat toate, nu 10%, nu o parte dintre ele, toate greșelile. Se merită să spunem în dimineața asta, mulțumim Doamne Iisuse. Și versetul 14. A șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea în potriva noastră și nu era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Slavă Domnului Isus. Binecuvântat să fie împăratul vieții noastre. Da preiubiților. Asta s-a întâmplat. Era morți în păcatele și în greșelile noastre. Fiecare dintre noi eram acuzați, eram vinovați, o vino, vinovăție care plana asupra noastră și prin moartea la cruce Domnul Isus. Toată acuzația asta, toate păcatele noastre le-a șters Domnul Isus Hristos și pentru asta se merită să spunem glorie Domnului Isus. Cântau tinerile acea cântare și spunea poetul acolo, la un moment dat vorbea despre răni, despre rănile lui. În Isaia, în capitolul 53, 53 găsim scris acolo, prin rănile Domnului Isus Hristos noi suntem tămăduiți. Dumneavoastră știți că în trupul Domnului Isus au fost cinci tipuri de răni. L-au costat mult, ca să ne șteargă toată vinovăția noastră, să nu mai fim acuzați, a trebuit ca El să plătească prețul. Un preț grozav. În trupul Domnului Isus, acolo pe cruce, s-au produs mai multe tipuri de răni. Și uitându-mă în scriptură, cercetând Biblia, primul tip de răni pe care l-am descoperit au fost uh, uh, niște, niște răni provocate de nuiele, vânătăile sau contuziile. Vă spuneau la un moment dat că Pilat, el în mintea lui o are cum o doriți să-l scape pe Domnul Isus, să nu fie vinovat să se facă părtaș, pentru că i am spus nevastă să aveți că ăsta e neprihănit și să nu vină vreo pedeapsă, vreo nenorocire, vreo orgie peste casa noastră. Și eu s a gândit așa, am să pun să-l bată bine. Și dacă îl bat așa cum trebuie, o să sensibilizez inima la evreieștea, și când o să-l vadă bătut, plin de vânătăi, plin de răni, chinuit, o să devină sensibil și o să fie de acord să-i dau drumul. Dar că nu i-a mers planul ăsta. Ăștia aveau inimă de piatră. Și o zis, nu, no, nu, no, nu, no, la moarte cu el. Răsticnește-l și sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dacă împotriva acestei națiuni s-au comis cele mai mari atrocități, dacă au fost cei mai vânați și mai urâți. și dacă și astăzi nu se pot uh, desfășura liniștiți, uh, trăiesc într-o tensiune maximă. Am vizitat Israelul și în fiecare, la fiecare magazin mare stau soldații cu arme, la vedere. Într-o stare de alertă permanentă. Știu că eram la zidul plângerii și era un, o geantă abandonată. Păi în România, când e o geantă abandonată, e bucurie mare. Ce vă poate găsesc ceva. E o geantă abandonată, duci și uie, cine știi ce găsesc acolo, ce lucru de valoare. În Israel, când e vorba de o geantă abandonată, fugi cât poți de ea. Nu la ea. Fugi departe de ea. Că s-ar putea să fie o bombă. Imediat s-a dat alerta, noi nu știam ce s-a întâmplat și ne-a spus ghidul, păi e un bagaj abandonat în zona aia. Au venit geniștii cu un fel de roboți de aia care s-au dus cu camere acolo și au luat rucsacul ăla și l-au analizat cu video, l-au scuturat și până la urmă nu a fost o bombă, a fost o alertă, o alertă falsă. Ei, dar astea se produc în fiecare zi, o grămadă, așa trăiesc. În stresul ăsta, în tensiunea asta maximă, pentru că au cerut lucrul ăsta. Și eu mai spus ceva lui Pilat. Au zis, dacă în Evanghelia după Ioan au făcut afirmația asta, au zis ei, dacă tu, tu îi dai drumul, tu nu ești prieten cu Cezarul. Și Pilat și-a stabilit prioritatea. O ales între prietenia cu Isus și prietenia cu Cezarul. Știți ce înseamnă Cezarul? Cezarul, pretenia cu cezarul înseamnă pretenia cu lumea, cu sistemul lumii, cu sistemul lumesc. Nu poți ca să fii prieten și cu Isus și cu cezarul. Prieten cu Isus și cu lumea. Nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu, cu Dumnezeu? Doamne ajută-ne să fim prietenii tăi. Le spunea Domnul Isus la ucenici, nu vă mai numesc ucenicii mei, vă numesc prietenii prietenii mei. E o cântare pe care o cântăm noi, Isus al meu, prieten drag din zorii tinereții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Spun în dimineața asta, Doamne, ajută-ne! Ei, Lobătucul nu, ele, nu știm câte o luat. Pavel mărturizea că o luat 40, fără una, 39. Acum, ați văzut dumneavoastră că atunci când când mai împlinim proverbe și mai luăm nuiaua, nu nu nuiaua și mai dăm la copii, că e biblica asta, când dai cu nuiaua așa, ce se întâmplă? Se umflă pielea și acolo se adună sângele. Ei, noi le dăm la copii cu dragoste, așa, nu îi dăm ca să îi nenorocim, le dăm așa, numai să, să îndreptăm, așa, nu? Le dăm, cu bunătate, așa că un vârf de nuia, așa, o scăpăm mai tare, mai, știi? După mărimea lui. Dacă e mai mare, îi dăm mai tare. Dacă e mai mic, mai ușor, mai blând, mai, mai, cu blândețe. Ei, da, era vorba despre nuiel de bambus. Niște nuiele, când te lovea pe spate, îi fără milă. Se ridica acolo, se umfla pielea, se aduna sângele și imaginați-vă că era nuia peste nuia. Tot spatele Domnului Isus era crăpat, lovitură peste lovitură. n -ave unde pune un deget. Asta e primul tip de răni și pe acolo a curs sângele iertării și salvării pentru mine, pentru voi și pentru toată lumea. Și spunem în dimineața asta, mulțumim, Doamne! Al doilea tip de răni au fost fâșierile, datorită lovitorilor de bici. Cum se proceda? De regulă, condamnatul era, era legat cu ambele mâini după un stâlp. Ca să fie puțin plecat și să fie spatele la vedere. Un pic așa plecat, și veneau doi soldați romani, unul la stânga și unul la dreapta, și dădea unul o lovitură, ăsta se retrăgea, și următoarea lovitură continua celălalt. Bicere romane aveau de regulă în capăt un fel de scorpion de plumb, ca un fel de așa de, 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 de așa, fel de de alea, și când dădea cu biciul ăla, el se încolăcea așa, ajungea numai pe spate și până pe burtă. Și plumbul acela, când lovea capătul acela, pur și simplu focnea pielea. Când dădea cu biciul același și cu plumbul acela, când lovea, în intensitatea aceea, și când trăgea înapoi biciul, îl retrăgea, efectiv rănea, rupea pielea cu totul. O durere groaznică. Citeam despre un ziarist din, din Arabia, care o păcătuit, o scris ceva împotriva islamului și negativ, de rău, și a fost condamnat la 100 de lovituri de bici, nu a rezistat nici la 50, pentru că e dureros. Gândiți-vă câte lovituri de bici a luat Domnul Isus Hristos. Și pe acolo a curs sângele iertării și salvării pentru noi. Și spunem în dimineața asta slavă Lui. Al treilea tip de râne au fost plăgile, datorită piroanelor, cuilor. Trei cuie, trei piroane, două în palme și unul în picioare. Pentru că i-au trecut cuiul prin ambele picioare, ambele labe la picior și, bineînțeles, că în palme. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avut ocazia în viață să călcați într-un cui, nu? Cui de șase, de șapte, de opt. Dacă era ruginit cu atât mai grav. Să-mi că o trebuie să mă duc să fac injecția anti-titanus, ca să nu se producă infecție. Și era o durere insuportabilă. Dar să stai acolo atâtea ore pe cruce cu acele piroane, în palme și în picioare. O durere groaznică. De-aia Domnul Iisus a arătat urmele cuilor când s-au prezentat la ucenici. Dacă vă amintiți, în Ioan, în capitolul 19, a spus, pace vouă, ucenici. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea. O văzut urmele cuilor. Toma, ce nu era prezent acolo, a spus că nu crede. Și a două oară când a venit și Domnul s-o prezenta pentru el special și a văzut și urmele din, din palme și din coastă, că i-a spus Domnul, adă degetul și pune la aici în ranele mele. El a exclamat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Slăvit să fie numele Lui în veci. Al patrulea tip de răni în trupul Domnului Isus au fost rănile profunde. Datorită la acea coroană, acea cunună de spini. L-au întrebat, ești împărat? L-au întrebat Pilat. Uite ăștia te acuză că ești împărat, că te-ai făcut împărat. Eu vreau să te întreb, ești împărat? Și Domnul Iisus nu putea să spună altceva decât adevărul. Pentru că El este calea, adevărul și viața. Și a spus Pilat eu sunt împărat. Aleluia! Cred că pentru câteva momente s a făcut tăcere. Când au auzit Pilat care de-a face cu un împărat. Dar Domnul a liniștit și a spus, împărăția mea nu-i de aici, nu-i din lumea asta. Eu n-am venit să concurez cu tine, altfel spus sau cu Irod. Pentru că împărăția lui este o împărăție veșnică, lăuda să fie Domnul în veci. Ei bine, dacă e împărat atunci ca să-l bat i-au făcut o cunună împletită de spini. Istoricul roman Iosif Flavius amintea în scririle lui că era vorba de spini de aproximativ 20 de centimetri. Imaginați-vă când i-au împletit cununa aceea cu spinii respectiv și când i-au pus-o pe cap, nu i-au pus-o așa delicat, atent, cu grijă, cum se pune la copiii de la școală, când iau premiul întâi cu coroniță. I-au pus-o pe cap și i-au înfipt-o, i-au presat-o, ca să nu-i cadă. Și mulțimea aceea de spini, ți or fi fost ei în frunte, în cap, de jur în prejur, i-au perforat capul. Acum, când îți intră o nu, nu vorbesc de altceva, ați avut ocazia să vă intru o nu? De lemn, sau o de fier, în deget, undeva sub unghie, te deranjează, te jenează. Nu poți ca să o suporți până când o scoți. Gândiți-vă că în capul Domnului Isus Hristos erau zeci de spini și pe acolo, pe fruntea lui, din capul lui, a curs sângele iertării pentru noi. Slăvi să fie Domnul! Și al cincilea tip de răni în trupul Domnului Isus au fost rănile incisive, datorită la suliță, care au înfipt aici în coastă. Ce se întâmpla? Era vineri, și au venit farisei și au spus, noi intrăm în sabat, vineri după amiază, când a sfințea soarele, ei intrau în sărbătoare. Și au zis, noi nu putem să pângărim sărbătoarea asta sfântă și sacră cu păcătoși ăștia. De regulă stăteau acolo pe cruce, atârnați, răstigniți, până când mureau, mureau în chinuri groaznice. Dar au zis, acum trebuie ca să-i să eliminăm prin... Zdrobirea fluierelor picioarelor. Ce se întâmpla? Venea soldatul roman cu un fel de ciocan, un fel de baros. Și de aici, de la rotulă, de la genunchi în jos, lovea până când distrugea tot cartilajul, tot, tot piciorul. Și condamnatul murea, se asfixia, de durerea aceea rămânea fără aer și închinurile acelea murea. Ei, despre Domnul Isus Hristos era profețit că el este mielul fără cusur și fără prihană. Și niciun os nu trebuia ca să-i fie zdrobit. Nu puteai să duci în Vechiul Testament la templu un animal cu defect. Adică să-l duci cu un picior rupt. Nu era primit. Tocmai de aceea preotul verifica jertfa, nu? Să vadă, vă, ăsta e integru, n-are nimic rupt, în regulă cu el și apoi era adus la jertfă. Nu puteai să duci orice așa și Domnul Isus. Și ca să împlinească profeția asta, să fie jertfa supremă, mielul perfect, pentru că Ioan a strigat la Iordan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. El și-a dat viața înainte să vină și să-i zdrobească fluierele picioarelor. Le-a zdrobit numai la tâlhare. Și s-a mirat cum murit așa de repede. Și atunci, ca să verifice dacă a să împlinească și o profeție, au luat sulița și i-au înfipt-o în coastă. Și când i-au înfipt în coastă și au tras înapoi și au scos-o, zice Biblia că a ieșit afară apă cu sânge. Dovada cea mai clară și certă că din trupul Domnului Isus a curs ultima picătură de sânge pentru noi și pentru lumea întreagă lăudat să fie Domnul în veci. Ei, asta l-a costat pe Domnul Isus. asta a făcut El pentru ca zapisul care ne era potrivnic să fie șters. Prin rănile Lui, prin suferința Lui, noi am fost iertați. Și în dimineața asta îl, îi mulțumim, îl slăvim, dar asta ne și responsabilizează. Pentru că nu am fost răscumpărat cu aur, cu argint, cu argint sau cu pietre scumpe, cum spune Petru, din felul de șer de vețuire, ci cu sângele scump al mielului fără cusură, a Domnului nostru Isus Hristos, să trăim onorându-L, să trăim reprezentându-L cu cinste. Domnul să mă ajute și pe mine și pe dumneavoastră. Amin? A treia minune nevăzută de la cruce Domnului Isus pe care o împărtășim în dimineața asta, prin moartea lui pe cruce a Fiului lui Dumnezeu, noi am fost împăcați cu Tatăl, cu Dumnezeu. Despre asta citim în Romani, în capitolul 5, cu versetul 10. Romani, așadar, capitolul 5, versetul 10. Căci dacă atunci, spune Pavel, când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui și nu numai atât, versetul 11. Dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat ce am căpătat? Împăcarea. Lăudați să fie Domnul. Dumneavoastră, vă imaginați ce mari hari pentru noi? Ca Cel care a creat totul, care-i stăpân, care-i Domnul Universului, a lumii întregi, să fie Tatăl nostru? Eu vă întreb în dimineața asta e mare lucru? Aleluia. Romani 8 cu 15 spune Apostolul Pavel: Noi n-am primit un duh de robie ca să mai avem ce? Frică. Ce am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm? Ava, adică tată. De nu avem frică, sau ar trebui să nu avem frică. Că dacă avem frică, e bai. N-ați văzut la copiii mici cât, cât de mult să încredi în tata lor? Cum să laudă cu tata lor? Vezi cât eu nu spune zice, bă, da, da, dacă vini, dacă îl chem pe tata, zice, știi, când într-o altercație, așa, și dacă îl chem pe tata meu, și tata lui poate are 1,60 m. 50 de chiri, plăpând, îi firavă, e așa cum e el. Zice că îl chem pe tata, pentru el tata e totul. Din punctul lui de vedere, tata e cel mai puternic, cel mai grozav. Adică copilul se laudă cu tata lui. Dacă, de exemplu, merge cu tata, nu noaptea, așa pe stradă, acum după 20 nu mai voi voie că restricții. Dar să spunem așa, în vremurile bune și întuneric și mergi pe o stradă și ia să un câine de la mare, așa, cât un vițel, cât un taur. Și vine câinele, copilul nu are nicio treabă. Deci, Că e cu tata. Tata mă apără. De, poate că tata, tata e frică de câinele acela mai tare ca la copil. Dar copilul e în siguranță. Ei, vreau să vă spun, noi avem un tată măreț, avem un tată grozav. De-aia n-ar trebui să avem nicio frică. Nicio frică vremurile care vin nu-s grozave. Să vorbește de, numai de lucruri rele. Nu le amintesc la învon că n-are sens în dimineața asta. Dar tatăl nostru spune așa prin profetul Ieremia, profetul lacrimilor în capitolul 29, spune acolo, zice, că ce eu știu gândurile mele pe care le am cu privire de voi, am gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o Nădejde. Pentru că așa cântăm. Nădejdea noastră e Dumnezeu. Puterea Lui e mare. Glorie Domnului în veci. Pentru ce să ne temem? Am întâlnit biserici unde spuneau păstori, spuneau frații slujitori, zice la noi, avem familii care de când a început pandemia nu mai vin la Dunare. De frică. Că dacă s or îmbolnăvi și pentru asta nu mai vin nu se când se duc la magazin, nu suntem în mijloa acelei de transport în comun, dar se aici. Cred că se împlinește versetul ăla din Apocalipsa 21 cu 8, unde spune Scriptura, dar cât despre fricoș și restul, partea lor este iazul cu foc, adică moartea a doua. Dragilor, dacă avem un asemenea tată grozav, haideți să ne lăudăm cu el, și să-L mărturisim tuturor și să spunem că Tatăl nostru e mare, e măreț, e tot puternic. Într-o zi un băiețel de vreo șapte ani era la, pe malul mării acolo și undeva la o distanță apreciabilă era o navă de război militară, ancorată. Și ăsta cu o batistă făcea semn și spunea, zice, aici sunt băiețelul. Acum, erau trecători, mergeau oameni pe acolo, unii îl compătimeau, alții erau impresionați, zâmbeau. Dar unul așa, un trecător de ăsta mai, mai băgăcios, că sunt și așa, știi, mai curioși. Sunt o grămadă de curioși în lumea asta și în adunări, adunările pline de curioși. Și o uh, venit așa și spune, măi, băiate, dar ce faci tu aici, mai copile? Păi zice, nu vezi, fac semn la, 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 la nava aceea ca să ajungă acolo pe punte ei. Asta a început să, să zâmbească, zice, n-are sens. Păi acolo, pe nava aceea, trebuie autorizație, nu ajunge un copil ca tine. Băiatul nu a avut treabă cu el, el făcea semn mai departe, și au trecut câteva minute. Au venit o șalupă, așa, cu doi soldați, unul a coborât jos, l-a luat pe băiat, l-a urcat în șalupă. Înainte ca să demareze, așa, în trombă către nava militară, copilul a spus, domnule, am uitat să spun cel mai important lucru. Comandantul navei de război, e tata. E tata. Tata meu e puternic e comandant de navă militară de război. Ei, tatăl nostru e cel mai puternic. E comandantul Universului și al lumii întregi. Chiar dacă împărățiile se clate, neamurile se frământ, acum, toți, toți se clatină. Dumnezeul nostru mare împărățește. El stă pe tronul lui. El rămâne domn al domnilor. El rămâne împărat al împăraților. Glorie lui în veci. Am un prieten în Austria, în Viena, și îmi povestea că s-a dus la spital, o trebuie să interneze la spital pentru că a făcut o criză renală. Avea ceva probleme cu rinichii și a ajuns acolo, l-a băgat într-un salon, bine, asta în urmă cu 3-4 ani, în urmă, până să înceapă ce a început, și l-a băgat în salon cu tot cum bolnav de rinichi, erau doi în salon, numai că ăsta la origini era musulman, nu știu ce-o fi fost el, sirian, mă rog de prin țările alea, și au zis că stăteau acolo și au început să vorbească, din vorbă în vorbă, de unde ești, au văzut că e, nu e austriac, că e de altă naționalitate, au spus, eu sunt din România, bun, ce religie ai? zic eu sunt creștin. Eu îl slujesc pe Domnul Isus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, care așa, care a venit, care a făcut, care a murit pe noi, eu i -a explicat totul. Musulmanul, eu spus, nu te supăra pe mine, dar eu vreau să spun ceva, și eu îl slujesc pe pe Allah, dar uh, profetul nostru e Mahomed și vreau să spun așa, fără supărare, că Mahomed al nostru e mai tare ca Iisus al nostru. Și fratele i-a spus, eu nu mă cer cu tine, pentru că Iisus al meu nu mă învață, nu-mi permite ca să fac ce faceți unii dintre voi care își iau bombe așa și își pun la mijloc aici, să urc într-un autobuz și detonează tot și să duc în... Uh, în paradis, unde așteaptă nu știu câte fecioare. Zice, Isus al meu nu mă învață așa. Isus mă învață la rău să răspund cu bine. Uite care e situația. Nu tărie să vede în gură, în debitul verbal, cât vorbim. Nu asta. Hai să ne rugăm, că noi suferim de aceeași boală. Suntem bolnavi de rinichi. Eu mă rog la Isus al meu, tu te rogi la Mahomed al tău. Și care dintre, dintre, noi pleacă primul acasă sănătos, că avem aceeași boală cu rinichii, înseamnă că Dumnezeul lui e mai mare. A fost de acord musulmanul și a spus bun. El oricum se ruga în fiecare zi, avea ceas de rugăciune. La amiază se ruga un ceas. În limba lui acolo și vorbea și vorbea și vorbea. Fratele spunea să o ruga normal, pentru că rugăciunea nu se face atunci când ești în necaz. Rugăciunea se face la vremea potrivită. Spunea David în psalmul 32, de aceea orice om e vlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de se vor vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Că unii se roagă când ajung la spital. E târziu, dacă până atunci ai stat pe Facebook și ai făcut nu știu ce, când te rogi, când la spital, când te-o pusă așa la, la orizontală, e cam târziu. Nu prea ajută rugăciunile alea. fă înainte. Roagă-te la vreme potrivită. Nu când vine pericolul, când vine boala, când vine, că s-ar putea să fie prea târziu. Ei, eu s-o rugam normal și au zis la câteva zile, câte o fi fost, câteva zile, 3, 4, 5 zile, au venit medicul ce răspundea de ei cu dosarele frumos și au spus, cine e domnul Petru Ciocan? Zice, eu sunt da, uite, o ieșit totul perfect, analizele sunt perfecte, nu mai aveți nicio problemă la rinichi, astăzi vă faceți bagajul că vă externăm, vă duceți acasă la familie. Și s-a uitat la musulman, ăsta eu căzut față, era supărat, așa bombănea în limba lui, și -a că înainte să mă duc cu geanta, să ies afară, am spus, băi, ai văzut, Hristos meu e mai mare decât Mahomeda tău. Dumnezeul meu pe care îl slujesc eu e mai mare. E Domnul minunilor. El face minuni. Și a spus un musulman, zice, numai data asta a fost mai tare, dar data, data viitoare să vezi că Mahomedul meu o să fie mai tare ca Iisus al tău. Și a spus, nu are nicio șansă, pentru că Mahomed al tău e mormânt. El e mormânt, dar mormântul lui Iisus e gol. Amin. Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Slavă Lui! Ei, cu asemenea Dumnezeu trebuie să ne lăudăm noi. Amin? Amin. El ne-a împăcat. Hristos cu Tatăl și Tatăl nostru e puternic, e tot puternic. Va trebui ca să ne lăudăm cu El. Nu ne lăudăm cu lucrurile lumii, nu ne lăudăm cu uh, afacerile noastre, cu diplomile noastre. Noi ne lăudăm, cum spunea Pavel, cine se laudă să se laude în Domnul, să se laude cu Domnul. Doamne ajută-ne! Și a patra minune nevăzută de la cruce, și cu asta o să închei, am fost făcuți moștenitori. Evrei, capitolul 9, cu versetul 15, și apoi o să ne ducem puțin și în Petru. Deci, Evrei, capitolul 9, cu versetul 15, și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou. Pentru ca, prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Și 1 Petru, primul capitol, de la versetul 3, Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o de vie și la mai ce, și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Putem să spunem în dimineața asta, aleluia! Ce frumos spune David în Psalmul 16 o frumoasă moștenire mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Domnul este moștenirea noastră, glorie lui în veci. Ei, dar important e să nu-l vindem, să nu vindem moștenirea asta. Doamne ajută-ne! Știți că sunt unii care în vremea asta își vând moștenirea pe nimic? E sau și autorul epistolei către evrei, în capitolul 12, ne avertizează și spune, vegheați ca între voi să nu fie nimeni în lume sau curvar, ca Isau care pentru o ciorbă de linte, pentru nimic, și-a vândut dreptul de întâi născut. Iuda l-a vândut pe Domnul Isus pentru 30 de arginți. Sunt unii care în vremea asta își vând moștenirea pe nimic. Pentru că tot și în lumea asta e nimic. Dima l-a părăsit pe Pavel și pe Domnul din dragoste pentru lumea de acum. Asistăm din păcate la asemenea lucruri, la asemenea întâmplări, când unii creștini își vând moștenirea. Noi să fim ca Nabot. lo chemat Ahab și o zis Ahab, dă-mi via, că via ta e lângă mine aici, e convenabilă. Vreau să fac din ea, din via ta o grădină. Ăsta e vrea să devină grădinar. Vrea să pună pepeni, castraveți, să pună roșii, să pună șparanghel. Îți dau, zice, alt teren, dacă vrei, mai bun, într-o poziție mai bună, să o plătesc, spune-mi câți talanți vrei de aur și îți dau. Și Nabot a -o spus, împărate, nu pot să o vând via asta pentru că via asta e moștenire de la părinții mei și moștenirea nu se vinde. N-are preț. Nu o vând pe nimic, pentru nimic. Ce vreau să spun în abot? Are valoare sentimentală. Eu că mă duc în vie acolo, mă copleșesc amintirile. Mi-aduc aminte de vremea copilăriei când veneam cu părinții mei, cu mama, cu tata, cu frații mei și acolo cântam cântările Domnului. Și mă leagă atâtea amintiri, că mă duc acolo, mă copleșește starea asta interioară. Nu pot vinde pentru nimic, nu să-mi dai toți banii tăi. E moștenire. Și pentru moștenire asta, Nabot a fost condamnat la moarte, ucis cu pietre, dar nu și-o vându' moștenirea. Doamne, ajută-ne și pe noi să nu ne vinde moștenirea. Cei trei tineri au intrat în coptorul, cu foc. Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, dar nu și-o vându' moștenirea. O strigat împăratul Dariu, Daniele, om preiubit, a putut Dumnezeul tău să te scape? veșnic să trăiești împărat. A putut că Dumnezeul meu e mare. Aleluia! Dumnezeul meu e Domnul minunilor. El închide gura leilor. Aleluia! Pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ. Și înaintea Lui și a ta am fost găsit nevinovat. Și pentru asta Domnul mi-a dat biruință. Că e scris în Psalmul 34. Îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejde. Pentru nimic în lumea asta să nu ne vinde moștenirea. Că avem o moștenire veșnică, păstrată în ceruri, pentru noi. O moștenire care nu se poate vesteji. Să o păstrăm. Ne-a fost dată? Ne-a adus-o Domnul Iisus prin jertfa Lui, prin moarte, prin cruce? Treaba mea, până când închidem ochii, să păstrăm această moștenire. Ca într-o bună zi să moștenim Ceru, Doamne ajută-ne! Aici în lume toate rămân. Toate rămân. Fratele Niculiță Moldoveanu, cel care a suferit mult pe timpul lui Ceaușescu, un om care a scris foarte multe cântări, le compunea acolo în pușcărie și le scria pe calupul acela de săpun cu care spăla hainele. Pentru că îi permitea scria notele muzicale cu versuri pe toate fețele săpunului, și le primeam în pușcării, când era bătut, când era, de exemplu, este cântarea Cer senin, cer senin, de lumină tu ești plin. Eu pus în decembrie, eu dezbrăcat la bustul gol, pe beton jos, cu fața în sus, și acolo, într-o uh, magazie de asta era azbestul fisurat și fiind frig afară ger, când e ger afară, e senin cerul. Și-au văzut cerul albastru senin. Și când au venit în cerul acolo, la săpunul și au scris cântarea Cer senin, cer senin, de lumină tu ești plin. Ștergea după aceea Domnul de altă cântare, că n-avea hârtie pe ce să scrie. Și când o ieșit din temniță și-o amintit 402 cântări. 402 cântări, care sunt o, o comoară, la ora actuală pentru, pentru creștinism. Ei, l-au chemat cei de la Sibiu în ultimii ani de viață și o domnule Moldoveanu, pentru ce ați suferit pentru ororele comuniste, vrem să vă dăm cea mai înaltă distinție, să vă facem cetățean de onoare al municipiului Sibiu. Și dumnealui un om foarte smerit, blând, calm, s-a dus și a spus, să apreciez foarte mult, dar nu pot primi. Pentru că eu m-am puțin de trăit pe pământul ăsta și unde mă duc eu, cetățenia asta nu mă ajută mie Dumnezeu mi-a dat cea mai grozavă cetățenie. Într-o bună zi, m-a făcut cetățean al cerului. Amen. Pentru că spune Filipen 3 cu 20, spune Pavel, zice, dar cetățenia noastră unde -i? În ceruri. De unde așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos? Pentru că tot ce se întâmplă în lumea asta are un mesaj clar. Și anume, Maranata, Domnul nostru, vine. Și cine aude să zică, vino, Doamne Iisuse, așa să ne ajute Dumnezeu. La crucea Domnului Iisus am chemat prin cântare, în dimineața asta au fost două categorii de minuni. Minuni văzute și minuni nevăzute. Să mulțumim Domnului pentru ele. Amin? Noi suntem o minune a Domnului. Și cea mai mare minune, cum spuneau cântare, ce minune va fi când Domnul va veni. Cea mai mare minune când vom ajunge în cer. Și vom fi nu o viață scurtă, vom fi pentru vecii vecilor împreună cu El. Până atunci, să trăim pentru slava Lui. Dacă trăim, pentru Domnul murim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui, ai Domnului. Și Domnul e a nostru. Că e așa de mare că ajunge la toți și pentru mine, și pentru tine, și pentru toată lumea. A lui să fie slava astăzi și în toți vecii vecilor. Amin.